Inspectoratul Școlar Prahova a fost astăzi gazda unui eveniment de excepție, un spectacol de muzică și poezie pus în scenă de elevii Colegiului Nicolae Iorga din Vălin de Munte, sprijiniți de profesorul lor de teatru Adrian Ancuța. Poemele lui Tudor Arghezi au prins viață în interpretarea elevilor, fiind frumos îmbinate în cadrul spectacolului. Evenimentul a făcut parte din Săptămâna de Excelență pentru Copii. Trecea un înger, un scaun negru așezat. Trecea prin aer, liniștit și mândru. Eu, de la fereastră, îl priveam. Cum prin ziduri, trece ca prin fum. Este un spectacol deosebit, mai ales pentru faptul că mie mi se pare că la Vălen se întâmplă ceea ce ar trebui să se întâmple la noi în educație, adică să existe un parteneriat între comunitatea locală, organizațiile de părinți, profesori și elevii dintr-o unitate școlară. Copiii care sunt astăzi pe scenă sunt sponsorizați să urmeze cursuri de actorie, de interpretare, sponsorizați de Asociația Părinților. Fiind curați la suflet și am reușit prin emoția lor și prin ce știu eu, că am avut noroc că am și un regizor profesor, Alexandru Dabija, să emoționăm, pentru că noi și ideea mea despre teatru este emoție. Spectacolul de astăzi este un proiect la care profesorul de actorie se gândește din anii tinereții. Nu vă ascund că acest proiect e un proiect mai vechi al tinereții mele, a noastră ca și colegi de clasă, eram la clasa lui Marcel Iureș și Alexandru Dabija și noi separat voiam să facem acest poem. Eu, despre surprinderea mea, a avut succes, copiii au venit cu deschidere, chiar mulți sunt prin satele de lângă, sâmbăta ne întâlneam câte 3 ore. Săptămâna de excelență pentru elevi se încheie pe 24 mai.